Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ecouri prin timp. V-am pregătit pentru astăzi o emisiune foarte, foarte plină de informații și mai bune și mai puțin pe placul vostru, dar asta va fi perioada, asta va fi săptămâna ce urmează, 8-14 noiembrie, motiv pentru care vă invit să luați repede ceva de notat și să schițați așa câte puțin din fiecare zi pe care o vom povesti-o în minutele ce urmează până în preajma orei 18. O să vă trec repede în revistă care sunt aspectele săptămânii și apoi vom analiza zodiile începând de la Scorpion, bineînțeles. Data de 8 este una destul de încărcată, astral vorbind. Foarte mulți dintre noi ne vom pune problema dacă să credem sau să nu credem ce zic ceilalți. Este o zi în care trebuie să fim autentici, să avem propriile păreri și veți vedea unii dintre nativi, respectiv taurii sau alții, vor avea parte de ceva situații legate de mașină sau de alt șofer sau de taxi sau cine știe. Data de 9, atenție că este o zi în care trebuie să facem pace, este o zi în care ne putem lovi oareșcum de dezgust ca și sentiment, de depresii unii dintre voi, de a vă obișnui cu suferința alții dintre voi și totodată este ziua în care luna neagră intră în Capricorn. Despre asta vom povesti la fiecare zodie în parte ce anume înseamnă. De principiu, Capricornii, primii pe listă, berbecii și balanțele și ei vor avea anumite lecții de personalitate, lecții de viață, și fiecare într-un anume domeniu de viață va traversa pe perioada 9 noiembrie până în august, anul ce urmează. Acest aspect, cu bunele și cu relele lui, este karmic și mă întreba lui Iza când mă, înainte cu un minut să intrăm, ce e de făcut, cum putem să evităm sau ce artificii folosim. Nu putem folosi vreun artificiu, e vorba de karmă, nu avem ce face decât să învățăm la propriu să trecem prin ele. Sau, dacă nu vrem să învățăm, apare blocajul. Data de 10 este o zi în care foarte multe lucruri sunt legate de copii. Cei care au, cei care n-au, cei care își doresc și așa mai departe. Data de 11 este o zi care destinul ne îndrumă, ne ghidează. Ziua de 12 ne aduce poate un pic de dispreț în viața fiecăruia, sub o formă sau alta, pe un anume domeniu de viață. 13 e o zi de rezistență, o zi de perseverență și data de 14 e o zi de acțiuni în ceea ce privește noi asocieri, noi colaborări sau noi relații. Și acum haideți să vedem, v-am pregătit eu spre uimirea voastră și de-aia v-am și invitat să luați notițe, v-am pregătit chiar și niște ore importante. Așadar, în data de 8 zi, și la mulți ani celor născuți pe 8, dar mai ales sărbătoriților Mihail și Gavril, importante vor fi ora 6, 13 și ora 20. În data de 9, importante vor fi orele 8, 15 și 22. Și în data de 14, 8, 15 și 22 de asemenea. Vedeți ce se relevă, ce se întâmplă la acele ore, pentru că e semnificativ pentru viața voastră. Așadar, începem cu Scorpionul și ce face el în această săptămână. În data de 8, prioritățile vor fi de călătorii, de vacanță, de încredere, de veselie. Atenție însă la ceva dușmănie. O persoană care nu vă înghite, nu vă place sau vă face zile fripte. Mai aveți încă din acest aspect o perioadă, aproape până la mijloc de decembrie, sunteți puțin mai presați sau mai neplăcut manifestările în viața voastră legate de dușmănii. Totodată, în data de 8, bucurii pe care le puteți realiza și inițiative foarte norocoase. Data de 9 și intrarea lunii negre în Capricorn. Din punctul vostru de vedere și ce înseamnă această lună neagră în Capricorn, va contura probabil pe următoarele 9 luni ca și predispoziție karma respectului în comunicare. Va fi vorba de o perioadă destul de lunguță ce poate să aspecteze într-un mod pozitiv pentru cei care sunt
buni în comunicare, dar negativ pentru cei care nu știu să comunice, nu se facă înțeleși sau nu înțeleg, ați putea dezvolta diferite probleme, inclusiv în relația cu frații, așadar puneți foarte bine la punct modul vostru de exprimare, de comunicare, de înțelegere și felul în care vă asigurați că ați fost înțeleși. Tocmai pentru că acest aspect vă poate aduce pe o perioadă de 9 luni, de un an sau de 9 ani, mare atenție, mici probleme și cumul de karmă ce vă poate crea mai târziu probleme de sănătate ale căilor respiratorii. Așadar, mare atenție ce faceți cu această karmă de comunicare și totodată vedeți că va fi vorba de respectul vostru față de frați, față de cei cu care intrați în comunicare, în dialog, integritatea voastră în ceea ce ține de aceste aspecte, respectiv felul în care vă prezentați în comunicare, eticheta voastră ca om de intelectual, ca om de vorbire. Totodată, data de 9 vă este mai puțin problematică dacă ne gândim la toate celelalte aspecte, respectiv aveți o zi importantă din punct de vedere al veștilor, aveți poate mici neplăceri de la prieteni sau lucruri pe care voi le faceți mai puțin predictibil sau sunteți puțin spontani, atât de spontani încât nici voi nu vă dați seama că probabil faceți o greșeală undeva și totodată o bucurie sau mai multe bucurii în plan financiar. Așadar, dragii mei, scorpioni sau ascendent scorpion după caz, data de 10 vine să vă reveleze foarte, foarte mult anumite aspecte profesionale. Într-o formă mai mare decât în alte zile sau decât în alte luni până acum și inclusiv decât în alți ani, aveți de făcut anumite schimbări. În principal este vorba de o schimbare majoră, o schimbare de loc, o schimbare de casă. Pe de altă parte, poate fi vorba de ceva restanțe profesionale la care nu ați fost foarte atenți până acum. Trebuie să aduceți la zi anumite lucruri profesional vorbind. Data de 11, mici satisfacții din lecțiile de viață pe care le-ați învățat deja și se referă la bani. Deci premii de bani sau reușite financiare. Data de 12 este și ea una foarte încărcată, cu atât mai mult cu cât voi sunteți norocoși în această perioadă și pentru încă aproape un an de zile de aici încolo, însă destul de stresați, destul de nervoși, destul de agitați și totodată în pragul unor cheltuieli. Cheltuieli pe care trebuie să le faceți în principal pentru a vă îndeplini anumite dorințe sau pentru a declanșa anumite procese de îndeplinire a anumitor dorințe a voastre sau a celor dragi vouă. Data de 13 și ea va aduce satisfacțiile cu bune și cu mai puțin bune, adică trebuie să depuneți și ceva efort în realizarea lor. Așadar, o lecție de viață, o lecție de personalitate. Probabil este vorba de puțină karmă negativă. Atenție despre ce e vorba. În principal se referă la modul în care vă cheltuiți sau nu vă cheltuiți banii, investițiile pe care le faceți sau pe care ar trebui să le faceți și anume chestiuni ce vin în întâmpinarea voastră tocmai pentru a vă aranja puțin averea și banii. 14 noiembrie, o zi în care sunteți mai liniștiți, mai împăcați cu voi înșivă și totodată vă planificați pentru viitor anumite noi conexiuni sau noi relații pe care vreți să le puneți în ordine. Ce face săgetătorul? Dat fiind perioada aceasta și intrarea lunii negre în Capricorn, nu o să stea foarte bine cu banii în următoarele 9 luni, așadar fiți foarte pregătiți pe această temă, nu-i cheltuiți pe toți săptămânile ce urmează sau de sărbători, pentru că s-ar putea după aia să chițăiți așa un pic din lipsa lor. Așadar, 8 noiembrie este o zi în care spiritualul este mai important decât altădată în viața voastră. Sunt posibile mici demotivări din partea anumitor persoane apropiate vouă și în special din partea bărbaților. Probabil că nu aveți o energie foarte
voioasă și nici entuziasmul de care aveți nevoie, dar aveți norocul care vă surâde și pe care puteți să-l accesați dacă veți fi intuitivi. De 9 noiembrie ziceam că intră luna neagră în Capricorn și pentru voi înseamnă mai puțin bani. De ce? Asta pentru că nu i-ați respectat sau pentru că nu ați fost împăcați cu energia lor sau pentru că integritatea și eticheta voastră nu se măsoară în bani. Este și bine, dar este și mai puțin bine, probabil că în unele cazuri și ne referim cel mai adesea la excese și exagerări. Poate că ați cheltuit, poate că n-ați pus efectiv preț pe bani așa cum ar fi normal să faceți. Așadar, în perioada ce urmează, odată cu ziua de 9 și până în august anul ce urmează, vedeți ce karmă financiară aveți. Posibil să vă păcăliți, să vă luați mici neplăceri din punct de vedere al banilor, poate și o pagubă, însă atenție, cei care au bifat această karmă, au învățat toate aceste lucruri, respectiv respectul în fața banilor și a energiei lor, foarte probabil să reușească o afacere foarte frumos, să câștige așa cum n-au câștigat niciodată în următoarele 9 luni sau chiar în următorii 9 ani. Așadar, voi veți cântări cât de bine ați învățat sau nu și pregătiți-vă să învățați. Totodată, pe 9, atenție la prieteni, prietenii care vă sunt alături de voi, dar care au să vă facă anumite reproșuri. Și totodată, intuiția pe care vă ziceam să o folosiți este poate pe un an de zile de aici încolo foarte favorabilă din punctul vostru de vedere și ea vă aduce foarte mult noroc, însă încercați să comunicați, să vorbiți, să spuneți, este o zi în care ideile își fac loc într-un mod foarte plăcut și prezent. Sunt răcită, vă rog să mă scuzați dacă o să mai tușesc, sper să nu. 10 noiembrie, o zi de destin, o zi în care aveți nevoie să faceți un pic de curățenie și să începeți ceva de la zero. E vorba de sănătatea voastră, e vorba de modul în care vă programați o călătorie sau poate ceva neplăceri de sănătate care vă împiedică să plecați undeva. 11 noiembrie, o zi în care luna va fi în leu, ceea ce pentru voi este un avantaj, dar totodată vă premiază sub o formă sau alta, poate că din străinătate vin vești bune, poate că voi întâmpinați străinătatea cu anumite proiecte și pe o karmă pozitivă. 12 și ea ca zi este importantă, de fapt toate sunt importante, săgetător fiind sau ascendent săgetător, atenție că nici 12, nici 13 nu vor fi zile ușoare. De ce? Pentru că 12, de exemplu, aveți ceva lipsă de rezistență la stres sau poate o stare de anxietate, nervozitate care puțin vă împiedică, însă aveți și parte de noroc și inspirație. Iar 13 este bună în dragoste, dar mai puțin bună în tot ceea ce ține de încrederea și optimismul vostru. Poate și karmic vorbind este puțin încurcată sau cu mici neplăceri, mai ales în a doua ei jumătate. Data de 14 însă vă influențează pozitiv și vă schimbă prin perspective noi sau printr-o nouă asociere, printr-o nouă colaborare sau o nouă relație. E, am terminat și cu săgetătorul, am ajuns la Capricorn. Păi nu o să fiți voi ghizii noștri karmici în perioada ce urmează? Ei bine, dacă până azi, mâine, săgetătorul a fost ghidul nostru karmic și el a tras ponoasele sau a tras rezultatele la cât de multă încredere are în el și emană față de ceilalți, iată acum Capricornul devine cel care îi va ghida karmic pe toți cei din jurul lui. Atât zodie, cât și ascendent Capricorn și aș vrea să vă transmit acea încredere, acea putere și acea conștientizare tocmai pentru a vă asuma și a fi mai ușor și pentru voi și pentru cei din jurul vostru ce urmează în aceste 9 luni sau în următorii 9 ani. Așadar, ecoul acestei săptămâni se va resimți destul de bine. Atât pe termen scurt cât și pe termen lung,
voi veți fi cei care trebuie, și e cu trebuie din păcate, să faceți anumite încheieri de cicluri și să deschideți anumite cicluri noi. Din punctul vostru de vedere, vă vizează mai întâi personal, deci următoarele 9 luni va fi vorba despre voi, respectul de sine, capacitatea de a fi integri, dorința de a munci într-adevăr și cu calitate și așa mai departe. Așadar, natura voastră poate fi pusă la îndoială într-o măsură mai mică sau mai mare și sunteți puțin scoși la tablă să vă verificați, să vedeți dacă sunteți de 10 sau dacă mai aveți mult până la pragul notei 10. Ei bine, așadar, nici nu știu dacă va conta săptămâna în sine cât va conta acest aspect, pentru că probabil deja resimțiți apropierea aspectului ușor-ușor, iar data de 9 deja e ca și când stresul devine mai pregnant sau ceva vă zdruncină un pic prezentul. Ei bine, nu e vreo iluzie, nu e vreo încărcătură de moment, este doar acest aspect al lunii negre și karma despre care se pare că va trebui să vedeți încotro. Așadar, ghizi karmici, oameni ai karmei, relații karmice, situații de karmă și tot așa, veți tot avea capricornii noștri dragi. Ce să vă zic, învățați, vedeți, cunoașteți-vă, descoperiți-vă, fiți voi cu voi mai importanți, evitați egoismul și puneți respectul primul, evitați lipsa de exteriorizare, evitați tot ceea ce poate fi mai negativ sau mai încărcat karmic și încercați să ieșiți repede din valuri oricare ar fi acelea, tocmai pentru a fi voi bine în următoarele 9 luni, nu fi scoși la tablă de tâcă. Așadar, ziua de 8 este una dintre zilele în care sunteți preocupați de cuplu și cu mici neplăceri profesionale, dar mare noroc din partea persoanelor care vă plac, vă admiră sau vă venerează, pentru că s-ar putea să fie și din aceștia. Data de 9, așa cum vă ziceam, se răscolește puțin prezentul vostru într-un mod nu tocmai așteptat, nu tocmai ușor. Ar fi ziua în care v-aș recomanda să nu luați nicio decizie, să nu vă asumați chestiuni la nervi, la stres, să nu vă panicați, să nu vă speriați și așa mai departe. Este o zi în care probabil să apară anumite situații imprevizibile și în special dinspre prietenii sau dinspre oamenii dragi vouă. Totodată norocul vă este favorabil. Nu la fel aș putea spune despre mici oportunități pe care le așteptați și parcă nu se grăbe să vină, însă ideile vă surâd, vă sunt ca mănușă sau voi prindeți din zbor orice e de prins din zbor ca și revelație, idee sau înțelegere. Întâlniri secrete mai pot avea loc în data de 9 și probabil că sunt karmice mai mult ca sigur. Așadar, magia începe pentru voi, va dura destul de mult, poate 9 luni sau poate 9 ani sau depinde de harta fiecăruia. 10 noiembrie este o zi în care destinul vă invită să evoluați cu mici lupte de putere, cu mici orgolii și totodată o situație, o perspectivă care vă cere să schimbați ceva la voi. Probabil că e vorba de rigiditate, mă gândesc, nu știu, așa știu eu despre Capricorn și n-a fost încă niciunul care să contrazică acest lucru, indiferent că era femeie sau bărbat, tot te loveai de rigiditate acolo undeva. Deci atenție pe data de 10 la acest aspect. 11 este ziua în care veți avea și voi premii. Este ziua care vă va arăta karma pozitivă a acestui aspect care începe din data de 9 și veți vedea că sunt și lucruri bune în tot acest aspect, începând cu faptul că vă crește stima de sine și terminând cu ce vă aduce ziua fiecăruia dintre voi. Data de 12, o zi care vă place, deși ea conține și elemente mai puțin plăcute, dezgust, dispreț sau mai știu eu ce alte situații de furie sau mici neplăceri privind reprimarea. Totodată, atenție la nervi, atenție la starea voastră interioară, anxietate sau îndoială
și totodată noroc și oportunități care vin spre voi. Data de 13 ne vine colecție, o lecție destul de puternică, este luni 13, nu e marți 13, dar atenție la lecțiile karmice negative. Și 14, o zi în care iarăși sunteți puțin scoși la tablă, e vorba de profesie, de carieră sau e vorba de respectul vostru în cuplu și în relații. Hai să vedem cum este pentru vărsători. Sănătatea vă este foarte subliniată, dragii mei, vărsător sau ascendent vărsător. Voi îmi sunteți tare dragi pentru că suntem aer amândoi, dar sau mă rog, toți ca și zodii, dar atenție că nu este o perioadă ușoară, tot ceea ce a însemnat greutate, bagaj și probleme pe care le-ați asimilat sau nu v-ați protejat sau nu v-ați respectat sau cine știe ce ați avut cu voi înșivă, cât de dure ați fost cu voi înșivă, iată urmează să spună cuvântul de aici încolo pe următoarele 9 luni mai înainte și apoi pe următorii 9 ani. Așadar, fiți foarte atenți dacă se va declanșa sau nu o problemă de sănătate, depinde doar de voi. Așadar, data de 8 este pentru vărsători o zi destul de soft, este o zi de muncă, o zi de priorități de zi cu zi, nimic foarte major, nimic foarte ieșit din sfera normalului, însă apare o neplăcere cu un bărbat sau cineva plecat în străinătate. Poate fi vorba despre o veste proastă sau dacă aveați în plan să faceți un drum sau poate ceva vă propuseseră să plecați peste hotare, atunci se împiedică ceva în data de 8, nu va fi definitiv așa, dar în 8 s-ar putea să nu vă placă. Și totodată creșteri profesionale și nu-i vorba de străinătate. Data de 9, ziceam că vă schimbă, vă declanșează sau vă pune puțin la odihnă, vă cere să vă dați mai multă atenție vouă și lumii voastre interioare, sănătății voastre spirituale și personale, fizice și puterii voastre de a merge mai departe. Deci, în următoarele 9 luni, începând cu data de 9, trebuie să vă încărcați bateriile. Este cu trebuie. Totodată ziua vă aduce neplăceri de la prieteni și se referă la acei prieteni care pot fi ușor mai impulsivi, vă aduce satisfacții profesionale, dar care vă cer efort și totodată vezi bune idei bune de la oameni pe care îi prețuiți. 10 noiembrie este o zi de destin, de mare implicare și din punctul vostru de vedere se poate preconiza o lecție pe profesional. Poate fi o ceartă cu unul dintre superiorii voștri sau o neplăcere cu cineva în societate. În tot cazul vă arată că trebuie să schimbați ceva personal. 11, o zi de bun augur, se referă la relațiile voastre și o calmă pozitivă, atât în relații cât și ea ca zi, pe total magic, așa și frumoasă. 12, în schimb, nu vă place atât de tare, nici 13 n-aș îndrăzni să zic că vă place, pentru că sunt zile cu aspecte spirituale din punctul vostru de vedere și cu mici lecții presărate pe aici pe acolo. 13 este cu lecție karmică negativă și se referă la situații de respect, situații de sănătate. Iar 12 este cu stări de nervi sau lipsă de rezistență la stres sau probleme de diferite feluri cu oameni pe care cu o zi înainte îi lăudați și iată a doua zi vă dezamăgesc. Totodată aveți noroc și tot felul de situații benefice și tot noroc aveți pe 13 în dragoste. 14 ca și zi vă vine mănușă, ea vă ajută să vă reveniți, să progresați, să mergeți mai departe, să vă ridicați sau pentru unii dintre voi poate însemna călătorii. Și ce ziceam că nu merge foarte bine în data de 8, iată să repară în data de 14. Și în 15 vom vedea săptămâna viitoare noi starturi reale pe relația cu străinătatea veți avea. Acum să cer pauză acum? Hai că cer pauză! Am terminat! Pauză și revenim cu peștii imediat! We'll be right back.
Am revenit și vă mulțumesc că ați rămas aproape de mine. Eram la Pești și hai să vedem ce aduce săptămâna pentru voi, dragii mei. E o săptămână... Data de 8 vă este foarte favorabilă în tot ceea ce se referă la distracție. Probabil că mulți prieteni se sărbătoresc mâine și ieșiți în oraș, îi sărbătoriți, le faceți cadouri. Atenție însă la mici neplăceri, apropo de energia voastră, posibil mici dușmani sau posibil tot felul de perioade în ziua respectivă în care nu vă simțiți tocmai ok. Eu aș pune cumva sub semnul exclamării dacă aveți ceva împotriva sărbătoririi sau dacă cineva poate nu e tocmai în acord cu voința divină sau nu ați fost în trecut. Așadar, o zi norocoasă în tot ceea ce se referă la străinătate, la călătorii, la vești din exterior, din alt oraș, din altă țară. Data de 9 pentru voi este una semnificativă, pentru că luna neagră intră în Capricorn, iar pentru voi asta va reprezenta multă, multă, multă influență. Trebuie să deveniți altfel, să vă respectați mai mult, să aveți alte perspective, să vă gândiți la voi altfel, la viitorul vostru altfel, să respectați viitorul și tot așa, să faceți multe, multe schimbări, dar de ordin rațional, cumva să deveniți un pic mai puțin emotivi, un pic mai puțin utili și un pic mai rațional, mai deschiși spre partea asta de rațiune și de a judeca viața prin filtrul rațiunii și nu prin filtrul emoțiilor și nu mă refer la judecare în modul negativ. Așadar, ziua de 9 vă este importantă din punct de vedere al acestor aspecte. Ea va aduce satisfacții profesionale, idei, înțelegere și stabiliri importante în relația cu șefii, dar poate să vă aducă anumite investiții, cheltuieli sau poate un prieten vă cere ceva bani împrumut sau ceva neregulă financiar vorbind. 10 noiembrie, o zi de destin, o zi care pe voi vă avantajează și vă dezavantajează în egală măsură. Avantajul vine prin spiritualitate, dezavantajul vine prin lecțiile pe care ați tot evitat să le învățați, respectiv puterea de a începe de la zero un anume aspect care v-a ținut pe loc. Cumva trebuie să tăiați un rău de la rădăcină, să recunoașteți acest lucru. Atenție că e un aspect unic, altfel lucrurile vin mult mai greu către voi. Acum fie vă ajută cineva, fie cineva vă susține, fie cineva vă explică altfel, dar puteți tăia mult mai ușor rău de la rădăcină decât, să zicem, peste 2-3 săptămâni, când suferința va fi mai mare. 11 noiembrie este o zi în care aveți tot felul de premii, tot felul de situații benefice în ceea ce privește profesia voastră, relația voastră cu șefii și perioada în sine, care, să știți că din punctul vostru de vedere, această lună neagră în Capricorn vă aspectează extrem de mult pe profesional, dar nu numai. Ea vă conturează practic o mare schimbare în mai multe domenii de viață și totodată, iată, în data de 11, pardon, vă arată aceste lucruri, respectiv faptul că aveți de schimbat multe lucruri în prezentul vostru. 12 pentru voi, dragii mei, Pești sau ascendent Pești, este o zi importantă relațional. Este o zi în care aveți de discutat tot felul de lucruri, lucruri care nu vă plac, cei drept, dar au toate șansele să reușească. Așadar, dacă veți ști să puneți problema sau dacă veți avea curajul să deschideți subiectul, atunci reușitele vă aparțin. 13 este și o zi importantă în dragoste, mai ales pentru voi și nu numai. Lecții de personalitate, mai ales dacă în urmă cu câteva zile nu ați reușit să duceți la bun sfârșit ceea ce era important. Și 14, o zi în care spiritualitatea vă subliniază foarte multe lucruri și probabil să intrați în conexiune cu cineva care vă poate fi ghid spiritual sau care cu care puteți face lucruri, de exemplu, mers într-un pelerinaj, dus undeva într-o zonă mult mai energetică, mult mai spirituală sau o asociere pe această temă.
Pentru cei mai tineri, respectiv pești sau ascendent pești, s-ar putea să fie vorba și de un început într-o relație sexuală sau strict cu tentă de acest fel. Hai să vedem ce face berbecul. Pentru că la tine, dragul meu berbec, să știi că lucrurile nu sunt atât de ușoare, pentru că nici tu nu vrei să fie atât de ușoare, că așa ți-e felul tău, nu? Așadar, data de 8 este o zi remarcabilă din punct de vedere al casei și al familiei, cu mici neplăceri în cuplu și cu un mare noroc, dacă vei fi intuitiv. E, nouă însă nu mai este atât de specială, este doar magică, dar și cu un pic de magie mai negativă, să-i spunem, și nu la propriu, ci la ceea ce simți tu. Așadar, intrarea lui Lunii Negre în Capricorn pentru tine reprezintă noi starturi profesionale încâlcite, încurcate sau ceva karmă cu șefii sau ceva karmă socială. Acum depinde de felul în care tu ai evoluat până la prezent. Așadar, intrarea aceasta a Lunii Negre în Capricorn și odată cu zilele acestea în care ea traversează pentru tine mijlocul cerului și îți dă tot felul de stres și nervi aproape pe toate domeniile de viață, va parcurge ușor, ușor, zi de zi, până ce la sfârșitul acestor 9 luni, deci în august anul viitor, vei fi mult mai sobru, mult mai puternic, mult mai integru, mult mai respectabil, mult mai respectos și mult mai lider. Asta va începe de pe 9 încolo, vezi încotro și tu și cum participi la evenimentele din viața ta. Tot pe 9 neplăceri cu prietenii, tu le faci, nu ei. Probabil mică pierdere sau mici situații neplăcute pe relația cu străinătatea și idei foarte bune, decizii foarte bune pe care le vei lua. 10 noiembrie e o zi de destin, din punctul tău de vedere se referă la lecții spirituale. Ai nevoie să înveți să te schimbi, să înveți să fii altfel, să fii mai emoțional, mai sensibil, mai intuitiv, mai spiritual. 11 noiembrie, o zi de putere, tot despre reinventare e vorba, tot despre a renaște și de a te regenera va fi vorba, însă de data asta cu duhul blândeții și cu lucruri frumoase, karmă pozitivă în acest sens și lucruri care vin în favoarea ta. 12 noiembrie, o zi de muncă, o zi de mari priorități și preocupări, în special pe teme de rutină, pe teme de zi cu zi. Probabil că ai de făcut foarte multe lucruri și de adus la zi foarte multe lucruri. Ești puțin stresat sau puțin în depresie, poate, sau, mă rog, un pic anxios sau nervos, dar norocul îți râde și dacă te poți detașa de acele stări negative, cu siguranță vei avea satisfacții. 13 noiembrie, o zi de lecții, inclusiv karmic negativă, inclusiv lecții de viață, lecții de personalitate și totodată bun în dragoste și a face un pas mic, dar important pe zona de socializare sau afișare în cuplu. Și 14, o zi foarte importantă din punct de vedere relațional. Ți-e bine așa cum ești și este bine să rămâi așa, de pe 15 încolo vei avea noi starturi în cuplul tău, așadar mergi pe drumul ăla că e bine. Înțelegere în cuplu și bunăvoință, toleranță în unele cazuri. Taur, 8 din punctul tău de vedere este o zi de comunicare, o zi foarte importantă în care trebuie să spui lucrurilor pe nume, să faci o grămadă de lucruri, de chestii, de acte, de discuții, de întâlniri. Totodată, atenție la cineva care te supără, e vorba de un coleg de serviciu sau poate pentru unii dintre voi, dragii mei tauri, care sunteți puțin mai în vârstă sau care vă știți deja cu probleme, atenție că poate fi o zi în care energia nu e tocmai la cotele cele mai bune și poate fi genul acela de zi în care nu vă simțiți tocmai bine. V-aș recomanda să vă încărcați bateriile și să faceți ceva ce vă place, mai ales. Totodată e o zi norocoasă în cuplu. 9 noiembrie și intrarea Lunii Negre în Capricorn pentru voi reprezintă karmă cu străinătatea. Așadar, tot ceea ce n-ați făcut de 9 ani încoace sau v-ați dori să faceți sau ceva important
în viața voastră și legat de străinătate, dacă ați amânat o călătorie, dacă nu ați avut suficienți bani să o realizați sau cine știe ce situații în acest sens. Acum, iată, în următoarele 9 luni trebuie să fiți mai atenți la acele călătorii, la acele deschideri pe care e bine să le puneți în sfera voastră de bucurie și fericire în viitor. Pentru unii dintre voi, poate că viața vă va îndruma în străinătate și vă va duce pașii spre tot felul de țări unde veți avea anumite situații de karmă, atât pe plus cât și pe minus, și veți învăța, practic, acolo tot felul de lucruri, respectul, integritatea, calitatea, sobrietatea, seriozitatea, multe altele. Totodată, data de 9 este o zi în care nu vă este bine din cauza prietenilor, mici neplăceri în cuplu, poate, sau nervozitate din relație, sau incapacitatea de a face o alegere sau de a lua o decizie în doi, sau amânarea ei, și totodată telepatie sau descoperirea unor haruri personale, spirituale mai ales. 10, o zi de destin care vă conturează lecții din punct de vedere familie, cuplu. Aveți și voi de învățat, vorba aceea, sunteți dăruiți, dar nu și grațioși, și vedeți ce aveți de făcut în sensul ăsta. 11 noiembrie este o zi în care premiile sunt ale voastre, încredere mai multă, încredere în sine, spiritual vorbind, vi se deznoadă niște ițe și vi se dezleagă niște drumuri, niște probleme în modul benefic vouă, și karma pozitivă, ușor, ușor, cea de străinătate despre care vă vorbeam. Dragi Tauri sau ascendent Tauri, vedeți ce faceți în ziua de 12, pentru că e posibil să fiți ușor nervoși, ușor stresați, anxioși, nu suportați pe nimeni, nu știu, aveți voi ceva neregulă în ziua respectivă, deși e o zi norocoasă și plină de satisfacții, dar vedeți să nu vă ajungă genul, știți vorba aia, că nu îi ajunge nici cu prăjină la nas, să nu fiți chiar așa, că nu-i frumos, mai ales că în perioada ce urmează ne referim la karma de respect. 13 noiembrie, o zi cu bune și cu rele. Bunele sunt pe toate planurile, partea negativă este pe zona spirituală, karma spirituală pe care unii dintre voi o aveți, sau pentru alții, atenție, poate fi vorba de karma sexuală. Așadar, vedeți încotro, vedeți ce înțelegeți din viața voastră, ce înseamnă pentru voi karmă, și dacă nu înțelegeți, vă explic repede. Acele lucruri care se repetă și pe care se pare că nu le-ați învățat și care tot revin sub forme asemănătoare, dar poate prin persoane diferite sau prin contexte de viață diferite, dar e vorba de aceeași rădăcină, aceeași lecție. Așa, iar 14, din punct de vedere al vostru, este ziua care vă relevă tot felul de bucurii la serviciu. Că așa vă place vouă să munciți mult, iată, aveți și satisfacțiile respective. Gemenii și calitatea lor din data de 8 de a face bani va fi cunoscută și recunoscută de mulți din jurul vostru. Totodată, prieteni care vă supără sau care vă iau din energie sau vă lasă masca, așa cum zice românul, din diferite situații, poate unii devin impulsivi, agitați, anxioși. Vedeți ce faceți în ziua respectivă. Sau vedeți cu băutura cum stă treaba, că poate de acolo apar problemele. Totodată, o zi norocoasă la serviciu. 9 noiembrie, lună neagră, din punctul tău de vedere, intră pe o zonă destul de fragilă. Se referă la karma ta spirituală, se referă la deschiderea ta spre a vedea și a înțelege lucruri care nu sunt atât de pragmatice sau de logice. Așadar, pe următoarele 9 luni, începând cu data de 9, iată, repetiția lui 9 în cazul vostru va fi foarte relevantă, tocmai pentru că e vorba de karmă spirituală. Vedeți ce înțelegeți, vedeți ce n-ați aflat, ce nu știți, și pregătiți-vă de o perioadă în care DC-urile nu-și mai au rostul,
logica va fi un pic depășită de tot felul de evenimente mai magice sau mai spirituale sau mai puternice decât puterea voastră de a înțelege. Totodată, ziua de 9 este una în care posibil să aveți întârzieri la serviciu sau neplăceri în ceea ce privește așteptările voastre acolo. Prieteni care vă supără în continuare, de se pare că nu vă împăcați repede, deși vă va trecut probabil. Și bucurii în cuplu. Dragi gemeni și ascendenți gemeni, ziua de 10 va fi una care vă marchează destul de tare. Ea vă cere să renașteți, să vă schimbați mult, mult, mult de tot. Este aspectată din punct de vedere karmic, din case karmice și din aspecte karmice, așadar trebuie să renașteți și e important ce vă aduce această zi, pentru că de acolo este un nou început. 11 este o zi importantă în tot ceea ce se referă la personalitate și discuții. Aveți de schimbat ceva la voi în urma unor discuții pe care le veți avea cu cineva drag sau apropiat vouă sau cu cineva pe care îl întâlniți în ziua respectivă. Este o zi norocoasă și pe karmă pozitivă, așadar puneți osul la treabă, cum zice românul, și faceți cât mai multe lucruri reușite în data de 11. 12, în schimb, nu vă place, vă agită. Este o zi în care Mercur nu aspectează luna într-un mod plăcut, ceea ce înseamnă că voi și fecioarele nu vă bucurați prea tare de ziua respectivă, deși luna este într-o zodie prietenă vouă. Așadar, vedeți cum și încotro cu starea de nervi, vedeți ce ziceți la nervi, ce faceți la nervi și nu-i supărați prea mult pe cei din jurul vostru, tot norocoasă ca și zi, mai ales în plan personal și spiritual. Data de 13 este una care vă marchează ceva lecții karmice, încrederea în sine și lecțiile de cuplu ajung acum la final. Mai sunt poate câteva zile, maxim două săptămâni în care mai aveți de învățat. Și dacă e ceva de învățat, e faptul că voi nu aveți încredere în voi sau în partener, parteneră sau în armonia de cuplu și totodată vedeți încotro vă duc aceste lecții. 14, o zi importantă în tot ceea ce ține de casa voastră, prietenii voștri și cei dragi vouă. Racul. 8 noiembrie, o zi de acțiuni, inițiative și de a face ce simțiți. 9 noiembrie, atenție că luna neagră intră în casa voastră relațională, ceea ce înseamnă că trebuie să dovediți mai mult respect de cuplu, un cuplu a voastră să fie partea de respect de la partener și tot așa. Așadar, în următoarele 9 luni, așteptați-vă să vă apară tot felul de situații lipsite de respect din trecutul vostru pe care trebuie să le aduceți la zi sub forma benefică și frumoasă, să țineți la eticheta voastră și a cuplului vostru, să reparați în trecut ceea ce nu a fost ok. 10 noiembrie, o zi în care lucrurile vin spre ajutorul vostru financiar, dar aveți ceva lecții de la prieteni, deci probabil vi se atrage atenția că veți cheltui sau sunteți genul care cheltuiți prea ușor sau prea mult sau care nu puneți preț pe bani. 11 noiembrie, o zi de premii, o zi de bucurii și în special de la serviciu, karmă pozitivă și lucruri frumoase. 12, în schimb, nu este atât de plăcută, cu atât mai mult cu cât aveți mici neplăceri, mici blocaje în sfera discuțiilor, nervozitate, contradicții și tot felul de lucruri de genul ăsta. 13, în schimb, o zi benefică în dragoste, chiar dacă nu v-a trecut nervii de ieri sau supărările sau contradicțiile, dragostea vă alină. Și 14, o zi de frumusețe și de magie și de armonie, în care faceți multe lucruri așa cum vă place vouă. Multe drumuri în special, dar și discutați pe larg foarte multe chestiuni importante și în special cu cei dragi ai voștri. Leul. 8 noiembrie, o zi în care prioritățile sunt pe zona de sănătate și calm, pace interioară, cu mici neplăceri prin discuții sau un trafic, atenție așadar, să nu vă supărați prea tare
pe alți conducători auto. 9 noiembrie, luna neagră, pentru tine va simboliza încurcături. E, de ce încurcături? Pentru că se referă la serviciu și pentru că în următoarele 9 luni s-ar putea să ai neînțelegeri la serviciu, stres la serviciu sau probleme cu anumiți colegi. Lipsa de respect a ta față de ei sau ai lor față de tine, atenție așadar la acest aspect și cu atât mai mult stresul pe care îl poate genera. 10 noiembrie, o zi de destin, o zi în care tu ești factorul decisiv și tu poți ghida așa ca cel mai priceput destinele altora. Vezi ce faci cu acest lucru, cu această informație și fă ceea ce e mai bine pentru toată lumea. 11 noiembrie, o zi în care inițiativele tale pot fi norocoase, pot fi foarte avantajoase, atât pentru tine cât și pentru alții și pe termen lung. 12 noiembrie, priorități de bani și ordin financiar, posibil și puțin nervi, probabil datorită faptului că nu suport stresul într-o anume zonă de viață sau în anumite discuții, dialoguri, contradicții. 13 noiembrie, o zi de dragoste, o zi care îți umple sufletul de bucurie, însă cu lecții, cu lecții de la prieteni și cu ceva stres de la serviciu, mai ales în a doua jumătate a zilei, că o să fie luni și probabil ai nevoie să pleci mai devreme, iar 14 luna în balanță, din punctul tău de vedere, înseamnă că ai de făcut chestiuni importante în comunicare, în relația cu ceilalți, în ce spui, în ce auzi, în ce asculți și tot așa. Fecioara. 8 noiembrie pentru tine, o zi în care trebuie să privești în viitor, să vezi ce-ți dorești pe următoarea lună sau pe următorul an. Totodată supărări în ceea ce privește banii, poate că aștepți niște bani care nu vin, poate ceva se întâmplă, însă veștile sunt bune. 9 noiembrie și luna neagră intră în Capricorn, din punctul tău de vedere înseamnă nevoie de relaxare. Poate că tu ești cel mai câștigat dintre toți nativii, așadar, dragi fecioare și ascendent fecioare, aveți nevoie să fiți mai relaxați, să vă dați voie să vă bucurați și să fiți mai deschiși către prieteni și prietenii. Vă veți întâlni cu oameni pe care îi aveați la suflet și nu mai dăduseră de mult timp un semn spre voi, dar nici voi spre ei, ce să zici. Așa și vedeți încotro. Totodată, atenție la karma de copii, care va fi subliniată foarte, foarte mult în următoarele 9 luni. 10 noiembrie este o zi de destin, o zi în care familia este importantă, dar și sănătatea este importantă. Calitatea ta de tată a bărbaților fecioare este importantă și totodată sănătatea. 11 noiembrie e o zi în care iarăși îți atrag atenția asupra sănătății, dar de data asta asumat. Adică îți dai seama că este problemă, dacă este o problemă sau că ți-ai făcut griji degeaba. 12 noiembrie e o zi în care, iată, ești avantajat și dezavantajat în egală măsură, avantajat pentru că luna intră în semnul tău, dar dezavantajat pentru că ea face un aspect neplăcut cu Mercur, ceea ce înseamnă o lecție de viață pentru tine, o lecție de personalitate și în special pe teme raționale și comunicare. Poate n-ai înțeles bine, poate nu înțelegi bine, poate nu comunici bine sau poate nu te concentrezi suficient. 13 este o zi importantă din punct de vedere al lecțiilor și al încrederii în sine, poate și al vieții tale spirituale și al încrederii tale în Dumnezeu și totodată bucurii în dragoste sau mici satisfacții de acest fel. 14. Satisfacții financiare. Și balanța. Repede, repede să apucăm, că am apucat, ne-am încadrat bine. 8 noiembrie este și ziua în care cartea mea face un an de la lansare. 8 noiembrie este o zi importantă profesional, gata, mi-am revenit, dar în care s-ar putea să nu ai energie suficientă să faci tot ceea ce ți-ai propus. Sau n-ai motivația suficientă, vezi tu despre ce e vorba, foarte norocoasă din punct de vedere financiar. 9 noiembrie, luna neagră intră în Capricorn și tu, alături de berbeci, dar mai ales la tine, lucrurile nu vor sta tocmai ok. De ce? Pentru că luna neagră în Capricorn te aspectează aproape cu lecții de personalitate în ceea ce ține de
respecte integritate și toate cele legate de familie. Cât dai și cât primești din acest punct de vedere în relația cu cei dragi ai tăi pe următoarele 9 luni, mare atenție! 10 noiembrie, o zi de destin în care lucrurile te învață să cheltui și să vezi mai bine în viitor, să deschizi ochii mai larg și mai tare în viitorul tău. 11 noiembrie, o zi în care ai karmă pozitivă, ai avantaje, ai discuții, ai lucruri pe care le înțelegi și secrete pe care le afli. 12 noiembrie, o zi de priorități ale sănătății mai degrabă, ale liniștii tale și a ieșirii din anumite griji, benefică din foarte multe puncte de vedere, dar nu în discuții. Așadar, nu te aștepta să fii înțeles sau nu te aștepta să ajungă la timp cei cu care trebuie să te întâlnești. 13 noiembrie, o zi de lecții de viață, o zi de lecții de încredere în sine și în comunicare, mai ales posibil lecții de frați sau atenție la drumuri, să nu întârzi, să nu pierzi ceva, o zi bună în dragoste. Și din 14, 15 și 16 încolo, foarte bune ca și zile din punctul tău de vedere, pe 15 chiar vei începe ceva proiect nou și important pe un an, doi sau chiar mai mulți. E, ne-am încadrat în timp. Ce să vă zic? O săptămână frumoasă ca voi și ca sufletelele voastre, să aveți parte de tot ce e cel mai bun și voi și cei dragi vouă și noi toți. Și nu uitați, cum vă zic, de atâția ani, 10-12 de, deja, timpul curge într-o singură direcție. Vedeți ce faceți cu el și fructificați-l cât mai bine. Vă pup tare, tare, tare până marți când ne vedem din nou la Ecor prin timp.